Oamenii sunt curioși din fire, vor să înțeleagă și să învețe despre cum funcționează corpul lor. Vor să afle răspunsuri la o serie de întrebări, chiar dacă unele sunt chiar ciudate. Astăzi am pregătit câteva curiozități medicale. Rămâneți cu mine, începe din domn. Anemia este a doua boală în lume ca incidență după caria dentară și mă refer în special la anemia periprivă, cea caracterizată prin carența de fier. Alimentele care se consumă în zilele noastre sunt procesate în marea majoritate, astfel substanțele nutritive sunt extrase și înlocuite cu altele care sunt calorice, dar nu sunt nutritive. Cu alte cuvinte, ne îngrășăm, dar nu ne vitaminizăm. De aici și celebra expresie, mâncăm, dar nu ne hrănim. Creierul bărbatului este destul de diferit de cel al femeii, deși în mare parte semănăm. Însă, procesele de memorie, unele reacții, controlul cerebral al bioritmului hormonal și organic, precum și comportamentul, diferă. Câți dintre dumneavoastră beți cei 2 litri de apă pe zi și câți dintre dumneavoastră vă plângeți de dureri de cap? Deshidratarea duce la variații ale tensiunii arteriale, astfel că mai puțin sânge prin scăderea cantității de apă din organism va duce la scăderea tensiunii în vase. La nivel cerebral, hipotensiunea, scăderea tensiunii sângelui în artere, duce la apariția durerilor de cap. Știați că infarctul apare foarte frecvent iarna? Incidența infarctului miocardic este destul de mare în anotimpul rece, în special când persoana cardiacă face modificări bruște de temperatură de la cald la rece. Aceasta pentru că vasele care irigă inima sunt deja afectate, iar frigul le contractă și mai mult, ceea ce duce la o diminuare drastică a fluxului sanguin în inimă, rezultând infarctul miocardic. Știați că atunci când spunem minciuni, diametrul pupilelor se modifică? Pupilele sunt acele zone negre care se observă în interiorul irisului ca două buline. În timp ce povestim, mințim, în timp ce creierul are o activitate, pupilele își pot modifica dimensiunile, aceasta fiind unul dintre secretele celor care citesc limbajul trupului. Știați că munca intelectuală este mult mai obositoare decât cea fizică? Dacă după o zi de muncă fizică vă reveniți cu o mâncare bună și un somn de 12 ore, după o muncă intelectuală de numai 8 ore pot fi necesare chiar zile pentru a vă reveni. Revenirea intelectuală depinde foarte mult de starea de spirit a fiecăruia, de optimism, dar și de exercițiile fizice, somn și dietă. Curiozitățile medicale merită dezvăluite pentru că adesea fac parte din viața noastră de zi cu zi, ne confruntăm cu ele și este bine să cunoaștem realitatea din spatele aparențelor. Dragii mei, a fost Ding Dong, eu sunt Tinu și vă salut!